Între timp, președintele Donald Trump vrea să propună imediat Senatului un judecător conservator pentru Curtea Supremă de Justiție. Trump spune că nu e timp de pierdut, iar locul lăsat liber trebuie ocupat imediat. Iar Joe Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidențial din Statele Unite, cere amânarea deciziei. El spune că următorul președinte, care va fi ales pe 3 noiembrie, este îndreptățit să numească un judecător.